La nivelul județului Călăraș, în urma votului de duminică 6 decembrie, pentru alegerea deputaților și a senatorilor, s-a obținut următorul rezultat. La Senat, după numărarea 93% din voturi, PSD a obținut un procent de 43,80%, PNL 28,85%, AUR 9,45%, USR plus 6,73%, PMP 3,13%, Pro-România 2,78%, UDMR 0,11%. La Camera Deputaților, la numărarea a 97% dintre voturi, PSD a obținut 44,90%, PNL 29,22%, AUR 9,40%, USR plus 6,58%, Proromânia 3%, PMP 3,27%, UDMR 0,11%. La călăraș, în urma acestui rezultat, PSD și PNL a câștigat doar câte un mandat de deputat, însă în urma redistribuirii, situația poate fi următoarea. PSD poate merge în Parlament cu un senator și doi deputați, iar PNL un senator și un deputat. De asemenea, un mandat de deputat poate fi obținut de USR plus sau AUR. Există și posibilitatea ca PNL să obțină al doilea mandat de deputat în urma redistribuirii. În acest ultim scenariu, la călăraș PNL și PSD trimite în Parlament câte un senator și doi deputați. Precizăm că la nivelul județului călăraș s-a înregistrat o prezență la urne de 31,44%.